Salutare, dragi useri, și bine v-am găsit din nou cu un nou episod din Minecraft Survival. Astăzi o să vă arăt cum să temăiești un parrot. Cam am aflat și eu mai nou acum, nu știam asta. Dar am descoperit mai nou că în ultima update 1.14 pe care l-au făcut ăștia au băgat și parrots care sunt tameable, adică papagal care poți să-i îmblânzești și să-i faci să îți țină ție partea, să stea pe omul tău. Asta nu știam, dar am aflat acum. Pentru asta vă trebuie seeds și ca să facem rost de seeds trebuie să mergem la una dintre... Trebuie să mai lăsăm pe un cutie pe aici, că am o grămadă de chestii care nu-mi trebuie acum. Asta îmi trebuie. Lemnul îmi trebuie, ăsta nu-mi trebuie, nisipul. Woodland Explorer Map nu am nevoie de ea, că știu deja unde pot să mă teleportez direct acolo. Și cam atâta. A, și bambusul. Punem aici. Aici mi-am făcut și o masă. Unde probabil o să pun ceva pe ea, dar, nu știu, scaffolding se numește. E o masă, basically. O masă din bambus. Pe care poți să pui ceva probabil, dar nu știu ce. Acum mergem să căutăm un papagal. Mergem mai întâi să facem rost de seeds. Trebuie să mergem la o cultură, dar... Luăm hou. Uite unde au grâu. Asta îmi trebuie, seeds. Bun, am făcut rost de seeds. Wet seeds le punem aici. Și acum mergem să căutăm un papagal pe care să-l temuim. Trebuie să cobor și să n-am rupt gâtul pe undeva. Nu asta. Mergem să cotăm papagal. Sper să nu se facă seară între timp. Hai să cotăm papagal. Să vedem dacă funcționează metoda cu taming-ul. Că înțeles că poți să-l faci să fie al tău. Să vină pe umăr la tine. Deci îmi trebuie seeds. Zice că folosește any type of seeds, deci ar trebui să meargă cu semințe de grâu. Ia stai. Unde găsim noi un papagal acum? Asta e întrebarea. That is the question. Trebuie să căutăm un papagal. În planul SPL-urilor pe care le-am în viitor, în plan, se află și Assassin's Creed Syndicate, care este un joc super și vreau neapărat să-l abordez. Uite, avem papagal aici. Stai. Gata, e pe umărul meu acum. Best friends. Acum l-am pe umăr. Acum stă pe mine. Ia uite. E pe umărul meu. Deci așa te muiți un papagal. Folosiți orice fel de seeds și aveți papagalul la voi.
Hai înapoi. Trebuie să mai dau seeds. Ia să luăm pe ăsta. Acum ar trebui să vină la mine ăla. Acum vine pe mine papagalul. Așa. Ia să mai fac rost de seeds. Să dau seeds. Trebuie să mă duc înapoi la oraș. Stai că nu e aici orașul, orașul e în partea aia. A, uite aici orașul. Asta a rămas blocat aici. Hai mă că să fac eu loc. Trebuie să mergem să ne odihnim că s-a făcut seara. Și mai mergem o dată la un papagal. Mai odihnim o oră. Uite, asta mi se pare fucking awesome, chestia asta cu papagalul, că poți să-l tăimuiești. Oh, m-a rupt cărca. Uite așa să mergem sus, să mai am niște seeds. Așa, 13 semințe am. Hai să mergem în coadă la papagal. Că văd că a plecat papagalul ăla. Și nu știu unde s-a dus. Mă duc chiar aici, în deep jungle. Să caut papagalul. A, uite-l, uite-l. Stai că am auzit. E pe aproape pe undeva. Uite-l.
Hai mă, stăm și noi jos. Așa. Și apă unde mă duc eu vine? Nu să vedem vine până mă duc eu. Unde-i papagalul? De un porc.
Ia, dacă mi-au eu. Asta e dacă mi-au eu game mode creative, ce se întâmplă? Lead. Unde să le punem peste hou? La un moment dat îmi venise pe umăr și nu mai știu cum să fac să-mi vină înapoi pe umăr. Era un zombie acolo, fraierilor, și ăștia nu știau. Nu l-au văzut. Papagalul unde e? Nu mă urmează?
Eu dacă mă duc de pildă aici, vine oare și papagalul după mine? Sau nu vine? Aia e întrebarea. Văd că nu vine. Mai ce s-a întâmplat de stau astea sus în aer? Interesant cum a crescut aici. Astea n-au nicio bază de sud. Să fie explodat ceva aici? Sau ce mi se pare mie? Interesant cum stau copacii aia în aer. Hai să mai găsim papagali. Era parcă și un jungle pyramid aproape aici. Era un jungle temple aici aproape, dar nu mai știu unde. Nu e aici. Era aici undeva. Deci wet seed și mai încercăm o dată. Ar trebui să funcționeze.
Unde era Jungle Temple la care trebuie să-mi iau atunci? Era aici, departe. Dar nu mai știu unde exact. Bine, mi-a rupt cărca. Unde-s papagalii mei? Cred că parcă am văzut ceva aici. Sau nu mi se pare mie. Nu zice ce papagali. Am greu să-i găsești papagalii aia. Dacă se face întuneric între timp, să mă duc chiar să mă culc. Trece ziua extrem de repede în Minecraft, nu știu de ce. Oh, ce, uite unul acolo. Ia, hai încoace. Hai încoace. Asta că trebuie să mă întorc că se face seara.
Help, trebuie să ajung la loc. Gata, în sfârșit. Ce pizda, măsii. Uite că a venit la mine. Stă pe umărul meu acum. A, ce tare. Așa. Gata, mi-am făcut un papagal prieten. Uite așa le-i pe umăr. Trebuie să nu fugi când e lângă tine. Uite, e pe umărul meu acum, uite. Ce tare chestia asta, îmi place la nebunie. A, uite acolo e Jungle Temple-ul ăla.
Hai încoace, băiete. Mai mergem o altă la Jungle Temple. Hai. Sus pe mine, băiete. Asta așa au rămas. Trebuie să mai aduc dirt din alta parte, să pun aici, să refac toată zona. Ah, ce s-a întâmplat? Ce e aici? Ah, stai. Repair and disenchant. Ia stai. Hai să termin casa, să-i fac și acoperiș, dacă tot am apucat de ea. Așa. Așa, să fie o casă completă.
1104-288. Bun. Mergem iar la mansion să facem un... Stai să mă duc să mă culc. Deocamdată. Mă duc și mă culc. Și după aia mergem la mansion. Să mai facem un... un ride scurt. Ciao, stai relax. Mamă, ce e aici? Mă, ce l-a fost aici? Aici nu-i nimic, a? Uite ce e, o baie. Aici ce vrea să fie? O cușcă ceva.
Hai că am mai doborât un landowner. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Aici nimica. Enderman, repede să plecăm de aici. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Să plecăm de aici mai repede. Că am făcut ceva față. Un mansion. Am făcut un raid destul de ok. N-am găsit mare lucru, dar asta e. Important de să-mi găsesc papagalul. Să vedem pe unde e papagalul. Unde e papagalul? Îmi place cum vorbiți, cum vorbiți de cineva. Așa în general, cu atâta pastruc cu caracterizările, așa în general, cu da, da. Un om extra, zici că desplorită, cu desplorit vieții. Da. Un om extra, la o rătina, nemai pomeni, nemai... Da. Nu vă zic, în general, când vorbeam la cineva, un loc, da. Cu un păcat așa din tot. Zic, dacă e cineva de care... Cred că o să-mi instalez Assassin's Creed Syndicate, o să mă apuc de el să mă joc. Că îmi place foarte mult jocul ăla. O să urmeze pe lista de let's play-uri, așa că stay tuned.
Mai ales că are și DLC-ul cu Jack the Ripper. Ar vreau neapărat să-l joc. Deocamdată Wandering Around. Și unde e papagalul? Vreau să fie pe aici pe undeva. Că mai am semințe să-i dau. Văd că nu vrea le-țin porcul. Nu vrea să vină. Unde-mi este papagalul? Că nu vreau să-l caut. Avea un papagal care se da pe umărul meu. Unde e papagalul? Că plantez la mărtul ăsta semințele iar că vor mă lua. Așa.
Mai am 4 semințe, dar unde e papagaiul ăla? Că zici că a dispărut în ceață. Era pe aici pe undeva. Porc, trebuie să mai luăm carne, mergem să vânăm. Ia că mergem aici să mai facem un ride. Ia uite ce am găsit aici. Wow. Stai ca aici, m-am 8 torțe.
Aici e zona bună să formăm la experiență. Da, să punem. Să facem urcușul mai ușor. Uite așa. S-a făcut seara. Să mergem să ne culcăm. Am mai găsit niște iron. Ia să topim iron. Care l-am găsit. Tot am aici 44 de plank-uri. Asta îl punem aici. După aceea o să vedem care, ce structuri noi mai explorăm. Că n-am găsit, de exemplu, iglu. N-am găsit unde este un iglu. Pot foarte ușor să mă teleportez acum, nu mai trebuie nimic altceva. Bun. Mineshaft.
Aici se zice că ar trebui să fie un mineshaft. Dar cum îl găsesc eu, mineshaft-ul ăla? Așa, poate. Ia să vedem cu creative mode. Locate Iglu. Ia, să vedem. Lângă prințese. Ia uite că există iglu. Bă, ești nebun, există iglu. Există igluri. Ce frumos cu tot. Cu tot ce-i trebuie. Cu tot redstone torch. Cu pat. Deci există și igluri. Ia să vedem ce mai găsim aici. Locate. Asta sunt toate. Could not find structure nearby. Bun. Stai să mă înalți iarăși. Deci aici se află un iglu. Are un player. Game Mode Survival și asta a fost explorarea de astăzi. Sper că v-a plăcut ce am făcut, sper că v-a plăcut ce am filmat. Urmează să instalez Assassin's Creed Syndicate, să mă apuc de el. Și o să ne vedem într-un episod din Minecraft când o să mai vină idei noi de construit ceva. Că deocamdată n-am idei. Plus că am pierdut și papagalul, nu știu unde e papagalul meu. Trebuia să fie pe aici pe undeva. Uite, o vulpe. Da. Ia, hai să mai caut un papagal.
Mi-a căutat un papagal să-l tăimuiesc. Uite ce frumos pescuiești pește așa. Cel mai simplu. Dar acum trebuie să mă duc înapoi la oraș, că se face iar seara. Papagal, dacă nu există un spawn, pot să-mi spawnez unul din consolă, fără probleme. Și o să fie papagalul meu. Trebuie să mă întorc înapoi, că se face seara. Toate pepene aici, cât vrei. Eu acum teoretic pot să prevețuiesc o noapte dacă vreau. Dar vin rojiția de creeper și strică totul. Și de aia nu pot să stau noaptea. De strajă. Vreau să se ocupă golema dacă e ceva. Ce să mai fac eu? Book stand. Ia să vedem ce mai putem face din astea craftabile. Book stand puteam să-mi fac. Asta că venim papagalul. A venit papagalul. Hai să ne culcăm până dimineață. Unde e papagalul meu? Uite-l aici. Stai mă să mai dau niște semințe. Gata, e pe mine acum. Nu trebuie să mai dau absolut nimica. Ia să vedem ce putem să mai craftăm aici. Hay bale. Item frame.
painting. Cred că am mult suficient. Uite, asta nu mi-am pus în casă, painting. Asta. Uite, mi-am pus un painting în casă. De unde să punem? Uite așa. Mi-am pus un painting aici. Hai că arată șmecher. Și ne oprim aici, fraților. Sper să vă plăcut ce ați văzut astăzi. O să revin cu un alt episod din Minecraft când o să mai am chef, deocamdată vreau să mă apuc de Assassin's Creed Syndicate cu toate DLC-urile să-l joc ca lumea și o să mai vedem într-un episod nou din Minecraft mai încolo sau când o să am eu chef să mai fac unul și ne auzim. V-am arătat cum să terminiți papagalul astăzi, care e ceva foarte interesant și nou în Minecraft, pentru că nu știam de chestia asta și ne auzim în următorul episod. Iasta. Unde s-a dus ăsta? Uite, acum e pe mine, pe umărul meu. Așa faci, ca să le număr pe umăr, te-a apropiat de el. Nu mai vrea seeds. Apare când vrea el să apară. Hai, stai jos. Gata, e pe umărul meu acum. Și l-am prins în casă. L-am prins în casă. Ia să vedem. N-are stand de parul de papagal. Că vreau să-l țin în casă. Stă pe umărul meu acum. Și ne oprim aici, fraților. Sper să vă fi plăcut episodul de astăzi și ne auzim în următorul. O să revin cu Assassin's Creed Syndicate când, după ce-l instalez. Aștept un like și sper să vă fi plăcut video-ul de astăzi.